Bună ziua, vă spun din nou, dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții. Iată-ne la al doilea eveniment aici la standul editurii Herald. De azi duminică, în ultima zi de târg Audeamus, 18 noiembrie. Cel de-al doilea eveniment se numește Tradiția vie a Cabalei. Iată un subiect incitant, oarecum controversat, deosebit de interesant. Eveniment prilejuit de lansarea a trei cărți în colecția Sefer, Meditația și Cabala de Arie Kaplan, Cabala, Tradiția secretă a Occidentului de Papil și Magie și superstiție la evrei de Joshua Trachtenberg. Invitații noștri de azi și suntem onorați de prezența lor, a domnilor lor alături de noi la acest eveniment. Zenaida Luca, jurnalist la Radio România Actualități, autor de documentare culturale, etimolog, traducător. Profesorul Teodoru Chiondea, pe care l-ați mai văzut, l-ați mai urmărit în intervențiile sale în urmă cu două zile la un alt eveniment vineri seara despre opera și personalitatea lui René Guénon. Și nu în ultimul rând, colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției Sefer. Mihai, evenimentul pe care îl începem acum are o dublă semnificație. Pe de o parte lansăm o lucrare foarte specială, este vorba despre Meditație și Cabala lui Arie Kaplan, și totodată o nouă colecție în portofoliul editurii Herald, este vorba despre colecția Sefer. Aș vrea să te rog să ne vorbești în calitate de coordonator al acestei noi colecții despre ideile ei forță, despre trecutul acestei tematici în editura Herald, bineînțeles despre planurile de viitor, ce cărți în colecția Sefer vor apărea, tot ce ar putea ajuta pe cititorii noștri să se edifice asupra acestui subiect, asupra acestui domeniu. Bună ziua! De la o vreme, de un an de zile, ne-am propus să grupăm cărțile de spiritualitate ale editurii Herald într-un mod, să zic așa, geografic. Deci am identificat tradițiile mari și pentru fiecare dintre tradițiile mari ne-am propus să avem una sau mai multe colecții. De exemplu, pentru budism avem mai multe pentru că există specificități ale ramurilor respective. Avem, bineînțeles, și o colecție care se adresează tradiției iudaice și în special nucleului său esoteric, inițiatic, care este Cabala. Această colecție nu este neapărat nouă în editura Herald. Au mai existat cărți, de exemplu am publicat Palmierul de Borei al unui mare cabalist, Moshe Cordovero, și unele dintre aceste cărți, două dintre ele, sunt reeditări cu o față nouă, pentru că s-a realizat și un layout nou al colecției de către colegul nostru Codruț Radu. Și ne propunem să grupăm în această colecție lucrări ale tradiției Cabalei, atât din ramura ei riguros iudaică, deci cea de limbă ebraică, cât și lucrări mai originale, care sunt expresia manifestării principiilor Cabalei în afara cadrului strict al tradiției iudaice. Se știe că această învățătură a radiat către tot bazinul mediteranean și către toată Europa și există manifestări ale Cabalei, inclusiv în creștinism. E cunoscut, de exemplu, numele lui Pico de la Mirandola. Există manifestări ale Cabalei în această zonă ocultă, ceea ce a făcut-o puțin temută, pentru că o anumită ramură a Cabalei
Valei, Cabala Magică, este de studiat și mai ales de practicat cu mari, mari precauții, sau mai bine nu. Există însă o ramură despre care o să vorbim și astăzi, Cabala Meditativă, care este oarecum inedită, destul de rară, destul de secretă, inclusiv în cadrul tradiției iudaice. Nu oricine are acces la aceste metode, iar cartea de azi este, după părerea mea, o bijuterie care a necesitat multă muncă, dar de care cred că vă veți bucura cu toți. Așadar, în această colecție vor apărea și titluri care nu se aliniază neapărat tradiției rabinice. De exemplu, pregătim o carte pe care unii ar numi-o eclectică, eu aș numi-o vizionară. Este vorba de Cabala Moștenirea Fiilor lui Abraham, al lui Daniel Feldman, care face o sinteză din perspectiva cabalei a multor tradiții, inclusiv estice, și arată conexiunile care există între ele. Cam aceasta ar fi introducerea în colecția Sefer. Sefer înseamnă carte și nu există nicio tradiție probabil mai atașată cărții decât tradiția iudaică. Mulțumesc, Mihai. Următoarea întrebare, înainte de a trece la următorii invitați, aș vrea să te întreb tot pe tine. Pe scurt, despre ce este vorba în cartea Meditație și Cabala lui Kaplan? Pe scurt, e greu să vă spun. Mă rog. Este o carte voluminoasă. Rabbi Arie Kaplan este un reprezentant al tradiției ortodoxe iudaice, un om cu viziuni largi și de asemenea un fizician, ceea ce îi conferă o anumită deschidere a minții. A scris această carte, așa cum sublinia la emisiunea pe care ați avut-o și domnul profesor, la îndrumarea și cu permisiunea maestrilor săi. Cartea conține anumite informații și dezvăluiri și extrase de texte care îndrăznesc să spun că, de exemplu, acum 400 de ani n-ar fi văzut lumina tiparului în public. Așa că ne asumăm un mic, nu știu dacă risc, dar responsabilitate. Cartea conține o sumă de extrase din tratate cabalistice foarte autoritare, plecând de la tradiția talmudică până în zilele noastre, aproape la tradiția Hasidim, și pot spune că include texte meditative cu caracter practic, la care noi am mai adăugat așa câte o cheiță pentru cei care doresc să aprofundeze, din cam toți marii cabaliști pe care îi știm. Abraham Abulafia, Rabbi Chaim Vital în numele maestrului său Ari, marele leu al cabalei, Isaac Luria, Moshe Cordovero, Vicatalia, Moshe de Leon, da, apoi toată tradiția Hasidim, multe. Și sunt texte referitoare la practici meditative. Există chiar o precizare care, din nou, domnul profesor a remarcat-o, nu mă așteptam să rateze. Nu luați această carte în locuri impure, pentru că ea conține nume angelice și divine, care sunt în tradiția cabalei operative. Noi am dat mare atenție și scrierii, deci a fost un efort foarte mare să trecem literele corecte și așa mai departe, pentru că multe dintre ele se pretează la un procedeu care se numește gematria și care, dacă schimb literele, se schimbă suma numerică a acelui nume, pentru că literele alfabetelor semitice au și valori numerice. Și dacă scrii, de exemplu, Q sau K, adică Kop sau Kap, au alte valori numerice și atunci tot numele și toată fraza, în fine, își schimbă valoare. Deci cartea este fascinantă, începând de la începător care va imersa în tradiția cabalei atât cât poate, până la cei care știu despre ce e vorba, îndrăznesc să spun. Eu am fost foarte încântat, eu am ales, mă mândresc un pic cu asta, și am propus o redacție, redacția a acceptat și după o muncă destul de sisifică, așa, reușește să vadă lumina tiparului și recunosc în provoacă o mare bucurie. Deci în felul acesta ai răspuns și la a doua mea întrebare, ce te-a determinat să o propui redacției spre publicare? Asta. Pentru că este atât de fascinant.
fascinantă. Știu că ai lucrat mult la ea. În ce a constat dificultatea acestei lucrări? Păi, principala dificultate și este dificultatea cu care se confruntă orice căutător autentic care se implică în tradiția cabalei, este că eu personal nu cunosc propriu-zis limba ebraică. Deși știu o sumă de noțiuni despre punctuația vocalică și așa mai departe, nu știu limba. Și chiar și numai culegerea în bilingvă, știut fiind că ebraica se scrie de la dreapta la stânga, iar limba noastră de la stânga la dreapta, a presupus niște artificii editoriale foarte spectaculoase, pentru că textul se încăpățâna din când în când să sară. Asta din punct de vedere editorial. Din punct de vedere al tradiției, a trebuit, recunosc, să mă aplic cu toate cunoștințele pe care le aveam, nu numai din tradiția cabalei, pentru că e un text solicitant și pentru a fi valorificat până la capăt, necesită cunoștințe solide, nu numai de cabală. Mulțumim, Mihai Liță, coordonatorul colecției Sefer. Doamna Zenaida Luca, ca o cunoscătoare a limbii și tradiției iudaice, vă rog să ne vorbiți despre această carte, Meditația și Cabala lui Kaplan, și despre autor în contextul acestei tradiții spirituale și, de asemenea, despre poziția învățăturii cabale în același context. Să-și limpezească minte.
capelane. Ce însemna asta? Că se retrăgea într-un monaster, într-un filie, în care nu intra altcineva de jos. El se spunea omul ca de semnalul care medita și de dimineață până seara citea tot, citea Biblia. Dar mai ales cele cinci cărțele lui Moise, ceea ce numim tot, legea. Și o citea, și o răscitea, și o interpreta, și făcea o exegeză, cum să vă spun, exhaustivă. Nu vreau să-i scape nimic, niciun sens. Și mai ales toate sensurile ascunse, nu sensurile. Deci, el, în esenial, interpreta Tora, nu așa cum se interpreta într-o sinagogă în Israel, ci avea, avea sentimentul. În spatele sensului literal se ascunde un tainic, care au acces numai cei care se străduiesc din greu, care vă gândeați până seara nu fac altceva decât să citească textul. Și citindu-l și citindu-l și citindu-l, bineînțeles că se nășteau idei, se nășteau viziuni. Oamenii ăștia practicau și transa. Și acum ne-am gândit să dator de semeni de terapeuți, pentru că cabaliștii încep în stea meditația lor când a intrat în transă. Deci își aduceau creierul pe frecvențele care le asigurau, hai să spunem, o trecere în lumile sublime. Deci practicau transa. Stăteau ore și în trans și vorbim de mari maestri care vreau să vă spun că își împărtășau învățătura și cunoștințele parcimonios unui discipol, câtorva discipoli, nu unui grup mare de discipoli, mare parcimonie, odată, pentru că oricine era chemat să capete, să-și însușească aceste tehnici de, hai să spunem, de intrare în Duna lui Dumnezeu, în asupirea lui Dumnezeu, și doi, cum a spus și Mihai, era foarte periculos. De-a dreptul periculos. Adică, un ucenic vrăjitor putea muri, putea nebuni, putea deveni apostat, deci eretic, putea trădea cu naționalii, cum s-a și întâmplat adesea, din păcate. Spuneam că esenienii meditau în filie. Cabaliștii căutau lucruri retranse. Și pentru ei, cuvântul care înseamnă meditație este hit bodeduc, verbul badat. Înseamnă a te rupe de lume. Deci înseamnă două lucruri. A te rupe de lume, la modul fizic, te duce undeva în sigurătate, în solitudine, să n-auzi, să nu mai auzi pe nimeni, să nu vezi pe nimeni. Psihăstrie. Așa, exact. Dar mai înseamnă și a te desface de simțul, deci a obliga mintea să se desfacă de simțul, să nu mai fie ispitită de văz, de miros, de pofte, de viziuni și așa mai departe. Și într-o stare de, hai să spunem, de gândire bună, această minte, purificată de simțuri, de ispite, chiar se poate intra în mintea lui Dumnezeu. Chiar se spune reușește. Sunt lucruri care par imposibile, foarte dubiliste, dar totuși sunt adevărate. Deci, asta, meditație pentru cabaliști înseamnă retragere, în felul. Și Rabbi Kaplan vorbește de câteva exemple de mari maestri care plecau, de exemplu, câte o săptămână. Vreau să vă spun că rabinul, în iudaismul rabinului, este obligat la o gară. Îi se sugerează să însoare, să aibă o nevastă. Deci, oamenii ăștia plecau în singurătate, cu săptămânile, veneau de șabat acasă, petreceau șabatul cu familia, cu nevasta, cu care avea dată schimbau și se întorcea înapoi și de dimineață până seara și de seara până dimineața hai să spunem, citeau Tora, încercau să afle în fiecare literă, deci o întorceau pe toate părțile și încercau să afle în fiecare literă, în fiecare cuvânt, în fiecare virgulă, vorbim de semnă în situație, cum se
pușcă, aveți emoții continue, și am început să se întrebe ce ne regulă cu noi, ce nu înțelegem noi din legea asta pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu, că scrie clar, cuvintele sunt clare, nu? Și noi nu respectăm în tot cum ce ne spune, unde greșim totuși, ce nu înțelegem, ce ne scapă, ce ne regulă, ce nu înțelegem noi din ce vrea Dumnezeu să ne spună. Și atunci am început să caute sensurile ascunse. Sigur, se puneau tehnici de intrare în rasă, de intrare de intrare în extaz, practicau artele divinatorii, magia albă, erau clarvăzători, erau iluminați, aveau acces la viitor, la cunoașterea viitorului. Și foloseau pentru asta combinarea literelor din diversele numele lui Dumnezeu, dar și combinarea diverselor nume ale lui Dumnezeu. Pur și simplu le alăturau și le cum să vă spun, parcă am avea un puzzle, îl amestecăm și încercau să combine literele, să combine numele la nesfârșit. Secundul ăsta vor ajunge la esența însăși a lui Dumnezeu. Și făceau combinație cu tetragram, și se jucau, să spunem așa, vocalizând la nesfârșit numele lui Dumnezeu. Ebraica nu are vocale, deci vocalele sunt, hai să zicem, puse mult mai târziu și poate mai mult pentru a-i ajuta pe nevorbitorul de ebraică, pe cei din diaspora care uitaseră să vorbească limba și care trebuie să-și o reînvețe. Pentru nevreau obișnuit, vocalele nu contează, deci punctele nu contează. De ei se jucau vocalizând de la mers pe și zic că cădea prin minte numele lui Dumnezeu. Și scriindu-i diversele grafii. Deci există numele Iahve de Dragdama, care sunt numele inefabil și nu le citeau. În loc de Iahve spuneau ca și numele, pur și simplu. Există din Iahve o formă prescurtată în Iah. Mai există Elohim, Eloah, El, și apropo de vocalizarea lui Iahve, sunt sigură că vocalizarea lui Iahve este, în Iahve se folosesc vocalele din Eloah. Aveau sentimentul că numele lui Dumnezeu îi invoce esența, îi atinge esența. Și chestia asta nu poate face cineva nepregătit. De aceea, de dragă, e un nume nepronunțat, de nerușit. Mulțumim mult, doamna Zenaida Luca. Și înainte de a trece la următoarea întrebare pentru domnul profesor Teodoru Ghiontea, îmi vine să fac o glumă apropo de ce spunea doamna Zenaida Luca. Se întreba poporul evreu ce nu e în regulă cu noi, de ne merge rău sau uite, suntem parcă suntem blestemați. Cred că aceeași întrebare ar trebui să-și o pune și poporul român. Ce nu e în regulă cu noi? Deci, domnule profesor Teodoru Ghiontea, practica meditativă este mai discret prezentă în tradiția vestică față de contrapartea ei orientală. Totuși, toate cele trei mari tradiții ale corpusului abrahamic dețin cel puțin la nivel de nucleu inițiatic
anumite practici meditative sau contemplative care au o mare valoare practică și pot, în plus, deschide poarta unei înțelegeri mai ample a respectivelor tradiții. În acest cadru și în contextul lucrării noastre, Meditația și Cabala lui Rabbi Yehuda Kaplan, vorbiți-ne, vă rog, despre tradiția meditativă a Cabalei și, eventual, despre unele paralele cu celelalte două tradiții spirituale înrudite, creștinismul și islamul, în ceea ce privește meditația, mai ales că noi am făcut acest lucru la emisiunea Andrei Ionescu la Smart FM. Trebuie întâi să spun că această carte e o carte specială din foarte multe puncte de vedere. Și aceste puncte de vedere sunt unele care, aș spune, au o importanță operativă. Așa cum spune și domnul Liță, avem în introducere un text care ne spune foarte multe lucruri și ne pune pe gând. Să-mi permită să-l citesc. Spune așa, Kaplan, o lucrare ca aceasta care cuprinde unele dintre cele mai ascunse mistere ale Cabalei, se începe cu o mare înfiorare. Voi reveni la acest cuvânt. Mulți ar pune la îndoială înțelepciunea și oportunitatea deciziei de a dezvălui astfel de informații într-o carte tipărită, în special într-o traducere în limba engleză. Au fost deja publicate însă atât de multe informații greșite încât este absolut imperativ să se publice o explicație autentică și competentă. Și acum atenție la ce precizare face. Din acest motiv, precum și din altele asupra cărora sunt legat prin jurământ să păstrez secretul, mari maestri în viața Cabalei și-au exprimat aprobarea ca o astfel de carte să fie publicată. Este o lumină pe care n-a aruncat-o niciodată o carte tipărită în România. Adică să recunoască că ceea ce se spune este ceea ce se poate spune și care contrazice o prejudecata noastră, și anume că putem spune orice oricând. Nu! Nu se poate spune orice și nu se poate spune oricând și oricui. Sunt lucruri care trebuie să rămână nu ascunse, ci în mod discret lăsate deoparte, pentru că pericolele sunt uriașe. Pe mine m-a mirat extraordinar această carte când a apărut și când domnul Liță mi-a dus la cunoștință că va apărea. Am citit și am rămas, vă spun sincer, extrem de mirat de acest curaj uriaș de a scoate la iveală lucruri pe care nu le pot spune decât cuiva care este pregătit intelectual și mai ales spiritual să le primească. Deci nu se poate spune orice, oricui și oricând. Pericolele sunt imense. Cel mai mic dintre ele este să nu se înțeleagă. Al doilea este să se înțeleagă greșit. Și al treilea, care este, vă rog să mă credeți, catastrofal, să înceapă cineva să aplice lucrurile astea, fără un maestru spiritual. Să știți că în cele mai multe cazuri, o asemenea îndrăzneală se termină extrem de grav. Poate fi letală. Mai ales că ceea ce a rămas în Europa și ceea ce noi putem înțelege, colegul nostru a vorbit de Papius și de Cabală ca tradiție occidentală, ea a apărut într-un moment în care ocultismul era extrem de puternic și era singurul mod de a căuta adevărata tradiție pierdută, uitată în istorie, mai ales de la un moment de care voi vorbi, și anume Spania de 7 secole, începând cu secolul 8 până în secolul 15, când s-au întâlnit cele trei tradiții în partea lor cea mai importantă, esențială, și anume în partea ezoterică. Este foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Vă spun sincer că eu am citit această carte, anumite capitole le-am citit cu o mare înfrigurare și cu o mare teamă. Nu atât pentru mine, cât pentru cei care ar fi entuziaști, ar fi în stare să încerce să aplice. Este în mod evident un text scris de
cineva care are inițiere. Inițierea nu înseamnă să învățăm ceva. Există inițierea astăzi în fotbal, în șah și așa mai departe. Inițierea are cu totul alte coordonate. Și pentru asta e mult prea mult de spus, dar voi invit în altă colecție pe care o avem, și anume Filosofia Perenii, să citiți primele două cărți care se referă exclusiv la inițiere. Pentru a fi inițiat, trebuie să ai un maestru spiritual, trebuie să ai o disponibilitate interioară, intelectuală, spirituală pentru așa ceva, adică am spune mai simplu să fii mobilat pentru așa ceva interior. 3. Ca acest adevăr pe care ți-l trece maestru spiritual și care este însoțit întotdeauna de o influență spirituală, deci este de sus prin Sfântul Duh, dacă vreți mai simplu, trebuie să fie încadrat undeva. Există un ordin, există un grup care practică așa ceva. Nu există auto-inițiere, așa cum am găsit în foarte multe, documente, dacă vreți, cărți și așa mai departe. Vă rog să-mi permite să vă lăsesc un cuvânt, Odor, este o aberație. Nu există auto-inițiere. Există un maestru spiritual care este, oricând ai o carte în față, și o carte care spune atât de multe lucruri într-o zonă atât de delicată, eu cred că este un mare pericol dacă nu se atrage atenția asupra acestui lucru. Ori autorul nostru a atras atenția asupra acestui lucru. Numai că trebuie să spunem și noi, cei care mărturisim despre ea, să aducem aminte de acest avertisment, pentru că nu este absolut deloc o chestiune de curiozitate. Asemenea, texte se adresează nu curioșilor, ci cei care simt o nevoie imperioasă de a cunoaște și de a construi în ei, în ambianța lor intelectuală, o scară către adevăr sau o ușă către adevăr. Este vorba de o tradiție. Cabala, așa cum spunea și doamna, înseamnă, mai simplu pentru noi, transmitere. Ce se transmite? Se transmite o tehnică, un adevăr, o tehnică spirituală, o metodă, nu? Prin care cel care pleacă pe o cale inițiatică și o cale specială, cum spuneam, sau pe poarta strântă a unei tradiții, nu? Trebuie să le știe și trebuie să le practice sub supravegherea maestrului spiritual. Este absolut interzis să se procedeze altfel. Este foarte periculos. Noi ne jucăm cu cuvintele. Vorbim de inițiere, vorbim de yogin, vorbim de profeți de tot felul, de maestri spirituali din toate domeniile. Lucrurile sunt foarte precise și invit pe toată lumea să citească cât de cât din Ioneghe, cel puțin cele două cărți, ca să se lămurească despre ce este vorba. Problema este foarte veche, spuneam. Avem timp de 7 secole o întâlnire între cele 3 tradiții abrahamice, iudaismul, creștinismul și islamul, cu un efect spiritual extraordinar. Dar într-adevăr a fost și cântecul de lebădă. Și am să vă spun de ce. În primul rând, în ceea ce privește pe creștini, de la această întâlnire a componenților tradiției abrahamice în Spania, începând cu secolul 711, când s-au așezat maurii, până în 1400 și ceva, când au plecat, sunt 7 secole în care partea ezoterică, partea esențială a celor 3 tradiții s-a întâlnit într-o armonie unică și se pare că și finală, dacă lucrurile se grăbesc și ciclul de umanitate în care suntem, până la urmă, sigur că va ajunge la sfârșit. Ce importanță a avut acest moment? Păi, în primul rând, pentru tradiția creștină este vorba de mistică. Încep numai dacă amintesc mistica renană, Meister Eckhart, Suso, Tauler, mai departe, Hildegard von Bingen și așa mai departe, deci toată zona nordică.
În Spania, ce rămâne până la San Juan de la Cruz și Teresa d'Avila. Și nu numai, și nu numai, nu? Și ceilalți toți neștiuți. Ce înseamnă pentru islam? Înseamnă apariția celui mai important maestru spiritual, Muhyiddin ibn Arabi, care are o carte uluitoare, Sufiții din Andaluzia se numește, în care vorbește despre cel puțin 100 de maestri spirituali în Spania, în Andaluzia. Vă imaginați dacă cel mai mare maestru, Sheikh al-Akbar, cum e numit, îi numește mari maestri. Vă dați seama ce emulație era, ce conjunctură extraordinară din punct de vedere spiritual. Ceea ce privește Kabbala, sunt mari, foarte mari cabaliști. Moise de Leon, Moise Cordovero. De aici, chiar dacă Isaac Luria se naște la Ierusalim și pleacă în Egipt, influența este uriașă. Influența este uriașă. Tot ceea ce... Zoharu, cu Shimon Ben Yochai. Nu? Și până la urmă pus în pagină, se pare, de Moise de Leon. Este un lucru absolut capital pentru Kabbala. Nu putem vorbi că apare Kabbala cândva. Nici o religie, și mai ales partea e cea mai interesantă, nu apare odată. Creștinismul nu a apărut. Creștinismul s-a manifestat. Iudaismul n-a apărut, s-a manifestat. De ce? Pentru că o tradiție, dacă nu este autentică, nu este eternă. Ori dacă este eternă, ea nu face decât să se manifeste, nu se naște. Iar termenul de întemeitor de religie este o absurditate, din punctul meu de vedere, cel puțin. Deci, vedeți că sunt lucruri extrem de importante care se petrec timp de 7 secole. Ce a păstrat ceea ce spune, Rabbi Kaplan este într-adevăr extrem de binevenit, ca să înțelegem de ce a ajuns tradiția Kabbalei așa de importantă pentru acest sfârșit de secolul XIX și început de secolul XX. Pentru că criza lumii creștine, și care continuă și astăzi, ca și criza oricărei alte tradiții, pentru că suntem la un sfârșit de ciclu de umanitate, cum spun unanim, absolut toate tradițiile, apare un moment în care este nevoie de reîntemeiere și de reacordare cu un nou om. Ceea ce spune, de exemplu, Kaplan, Rabbi Kaplan, despre Isaac Luria, despre leul, nu? Cum era numit, este extrem de important, și aș sugera că ar fi bine dacă am cuplat tot ceea ce spune Rabbi Kaplan cu ce spune Gershom Scholem, un specialist extraordinar, de aceeași talie, dar de o altă factură, aș îndrăzni să spun, da? Despre acest Isaac Luria. Isaac Luria este cel care a adus în secolul XVI 3 concepte care depășesc chiar categoria filozofică în sine. Unul din ele pentru creație este Tzimtzum. Al doilea este conceptul de spargere a vaselor. Și al treilea este cel de Tikkun. Cu alte cuvinte, încearcă să explice și încearcă să readucă în memoria noastră, în sens platonician ar spune, datele fundamentale ale lumii noastre. Pe scurt, Tzimtzum este o contracție, pentru că Dumnezeu este infinit, pentru că El este indefinit, este infinit și este indeterminat la modul absolut, El umple totul, spune. Și atunci ne creează o imagine și spune atunci Dumnezeu, ca să creeze lumea, produce o contracție. Această contracție se numește Tzimtzum. Din ceea ce apare în acest gol, toate acele forme care apar trebuie să primească lumina divină. O lumina divină, când începe să se răspândească, ea folosește cele 10 sefirot, cele 10 emanații ale principiului, iar toate ființele care trebuie să primească prin aceste 10 sefirot, trebuie să primească lumina, trebuie să aibă capacitatea să o facă. Ori ei nu au capacitatea să o facă și se sparg. Asta este spargerea vaselor. Ea
Carticum este conceptul prin care se redresează lumea în starea ei originală atât cât se mai poate. Ce, mai spune ceva Rabbi Kaplan, care este într-adevăr deosebit de important. Spune că în practica meditativă există, ca și în școala lurianică, există maestrii care s-au centrat, unii s-au concentrat în contemplație pe Ain Sof, pe infinit, pe indeterminat, iar alții numai pe Ain, care în traducere este o negație. Ce înseamnă asta? Cine este, cine cunoaște spiritualitatea hindusă își dă seama că aici este vorba de Brahman Nirguna, de suprem, care nu este o negație, este o afirmație absolută. Iarăși ce ne spune Kaplan este foarte interesant, Rabbi Kaplan. Rezultă din ceea ce el spune că într-adevăr nu întunericul este lipsa luminii, ci lumina este lipsa întunericului sau tenebrelor divine, al acestui Ain Sof. Și că nu tăcerea este lipsa cuvântului, ci cuvântul este lipsa tăcerii inițiale al lui Ain Sof. Este o carte extraordinară. Este o carte care, nu mă sfie să o spun, pentru oricine echivalează, și știu ce spun, cu o revelație, cu o mică revelație. Însă, eu cred că ea necesită și o dezvoltare mai amplă și pentru asta, dacă îmi permiteți, aș recomanda și celelalte și alte două cărți care mie mi se par lămuritoare, una tot despre cabală și care a apărut în limba română, studii despre cabală lui Gershom Scholem, și ce a scris Moshe Idel, care iarăși a mers pe urma lui Gershom Scholem. Mulțumim, domnului profesor Teodoru Ghiondea. Și o ultimă întrebare pentru toți cei trei invitați, aceeași întrebare. Metodele meditative ale cabalei și învățăturile cabalei sunt accesibile occidentalului neevreu, necunoscătorului limbii ebraice? Mihai, să se audă. Păi, domnul profesor a răspuns pe jumate la această întrebare. Principial, orice spiritualitate adevărată este accesibilă oricui. Dacă adresezi filonul inițiatic autentic, deci dacă găsești o persoană de inițierea în această, un maestru spiritual, rabbi, să zicem, problema cu tradiția cabalei este că la modul tradițional, dar aici e o discuție, ei nu prea acceptă neevrei, adică goi. Există însă niște ramuri, sau cum să spun, cabala a emanat, după cum spuneam, niște școli inițiatice și în afara ei. Și în aceste școli inițiatice, care însă trebuie, după părerea mea, alese cu mare grijă, pentru că e ca în războiul stelelor, ești în pericol să dai the dark side of the force. Dacă găsești o astfel de școală și dacă cineva este de acord să-ți acorde această inițiere, metodele sau puterea acestor metode este probabil absolută. Într-adevăr, să începi să te joci la tine acasă cu nume divine și angelice este pueril și deosebit de periculos. Eu aș spune că fără minime cunoștințe de limba ebraică, nu. Dar limba ebraică e limba, orice altă limbă, care poate fi învățată, puțină străduință. Un profesor, la noi se poate învăța ebraică la comunitate, la facultate, la Universitatea din București, dar fără să ai un, să ai acces la vocabular, la limbă, la rădăcinile esențiale, nu. Și acum, pentru că tot a văzut domnul profesor de Gershom Scholem, eu tot am pregătit un fragment foarte simpatic. Am să-l citesc. Scholem citează pe Origen, în cartea lui simbolistică Cabalei, pe Origen, care scrie în comentariul la Psalm. Și acum citesc. Un învățat evreu, desigur un
membru al Academiei Rabinice din Cezarea, explică autorul, ar fi spus că scrierile sfinte seamănă cu o casă mare cu multe, multe încăperi și că nu știa fiecare încăperi se află o cheie, dar nu cea potrivită. Cheile tuturor încăperilor sunt schimbate între ele și sarcina mare și grea ar fi să găsești cheile potrivite ca să deschizi ușile. Și completează autorul. Parabola îl impresionase atât de mult pe Origen, mai are încă revelația, dar știe deja că nu mai posedă cheia potrivită și e în căutarea ei. Mulțumim, domnul Gadea. Cred că cel mai mare beneficiu pe care putem să-l avem în condițiile în care ne deschidem total, cu toată sinceritatea și cu disponibilitatea interioară care este necesară, cred că în primul rând ar trebui să sesizăm legătura între vin creștin, între lumea creștină, între partea veterotestamentară a înțelepciunii, da? Și Iisus. Având în vedere că Domnul Iisus spune, n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc. De la asta se poate porni. Practicarea la modul în care o găsim în Rabbi Kaplan, din punctul meu de vedere, nu este posibilă. Nu este posibilă pentru că lumea modernă nu este numai o lume a dezordinii profunde și a dezechilibrelor. Ea are o virulență și o adversitate față de tradiție pe care și-o manifestă în fiecare moment. Ori aici nu există jumătăți de măsură. Dacă pleci pe o cale inițiatică, nu te poți întoarce. Este vorba de o cădere și nu de o întoarcere. Și când cazi, cazi mult mai rău decât punctul de unde ai pornit. Deci este foarte periculos. Dar sigur că putem înțelege multe lucruri și pentru viața noastră spirituală. Asta este incontestat. Mihai. Da, mi-a venit o idee, auzindu-pe domnul profesor, dacă tot ne-am băgat în lucruri din astea periculoase, o să mai fac eu un lucru periculos așa de final. Este un lucru destul de puțin cunoscut și acum vorbesc de tradiția noastră ortodoxă, de practicanții ei, elemente care se regăsesc și sunt atribuite în mod normal numai tradiției iudaice și cabalei se găsesc și la noi. Am dat un exemplu când am avut acel eveniment cu colecția manuscris în care am pus întrebarea, pregătisem și un premiu, dar nu l-a câștigat nimeni, câți arhanghel recunoaște ortodoxie? Răspunsul corect este 7. Majoritatea cunosc 2 pentru că tot i-am sărbătorit acum de curând. Și un alt lucru care ține de o rugăciune foarte specială, o rugăciune de exorcizare numită Moliftele Sfântului Vasile cel Mare, acolo se spune, este un blestem adresat celui necurat, diavolului, și se spune așa: te blestem pe tine cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu, cu Adonai Eloi, Dumnezeul cel atotputernic. Acestea sunt toate nume divine care aparțin cabalei. Mulțumesc! Mulțumim, Mihailiță. Mulțumim invitaților noștri, domnul profesor Teodoru Gândea, Zenaida Luca, Mihailiță, coordonatorul colecției Sefer, în care au apărut cele 3 titluri pe care le-am prezentat și despre care am vorbit astăzi la evenimentul Tradiția Vie a Cabalei, Meditații și Cabala de Arie Kaplan, Cabala Tradiția Secretă a Occidentului de Papiu, Magie și Superstiție la Evrei de Joshua Trachtenberg. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă așteptăm și la următoarele evenimente aici la standul editurii Herald și vă dorim în continuare o duminică frumoasă!